Lipsa finanțării cele de-a doua tranșe pentru punerea în funcțiune a aparatului de radiologie de la Roman a dus la imposibilitatea contractării acestor servicii de către spital în relațiile cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț. Spitalul Roman se vede în situația de a se uita la aparatul de radiologie care de mai bine de jumătate de an stă în curtea unității fără a putea fi folosit. Deci încheiem contract pe partea de servicii clinice, pe spitalizare continuă și spitalizare de zi, pe ambulatoriu, pe laboratorul clinic de analize și contract cu recuperare-reabilitare fizică. Ne-am dorit foarte mult să încheiem contractul și cu laboratorul de radiologie. Până acum pe ambulatoriu, până acum n-am avut contract cu radiologia, pentru că de câte ori s-a pus în discuție acest contract cu casa, s-a spus că trebuie să avem un aparat de radiologie nou, performant. Dar nu avem, nu-i plătit acum. Acum avem acest aparat, nefiind plătit, achitat, nu s-a putut pune nici în funcțiune, nepunându-se în funcțiune, nu s-a putut obține nici avizele de la casă. Una din solicitările conducerei Casei de Asigurări de Sănătate e cea de a se verifica în interior dacă s-au făcut declarații corecte în ceea ce privește baza materială necesară asigurării serviciilor medicale. Înainte de a una din cererile celor de la casă este de a avea periodic, anual, vine controlul casei, da? Ca să verifice. A venit acum 2 săptămâni pe parte de laborator, a fost pe spital și pe ambulatoriu la începutul anului, iar noi, ca să intrăm în contract cu laboratorul de radiologie, ne trebuia și acea evaluare a casei pe laboratorul de radiologie, care trebuie să fie obținută cu 30 de zile înainte de contractul cu casa. Conducerea Spitalului de Urgență Roman a încercat să obțină de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate o derogare în ceea ce privește avizele pentru aparatul de radiologie. Deși se află în magaziile spitalului de la sfârșitul anului trecut, acesta nu a fost pus încă în funcțiune din cauza faptului că nu s-a achitat cea de-a doua tranșă în valoare de 480.000 de lei. Acești bani ar trebui alocați tot de către Consiliul Județean Neamț. Mi-am zis că să încercăm, poate reușim fără toate. Nu se poate, dar în schimb ne-a promis că undeva în jurul lunii august, spre sfârșitul anului august-septembrie, vor mai fi modificări și atunci vom putea eventual, dacă este achitat și avem toate avizele, toată documentația pusă la punct, vom putea intra în relație contractuală cu casa și pe laboratorul de radiologie în ambulatoriu. Întrebat fiind care va fi poziția sa în calitate de ordonator de credit față de finanțarea celei de-a doua tranșe pentru aparatul de radiologie de la Roman, noul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a declarat că nu a preluat încă și această problemă, dar că va încerca să o rezolve. Eu sper să găsim o soluție pozitivă pentru Spitalul din Roma, pentru că sănătatea este unul din principalele mele preocupări, dar și unul din principalele preocupări din acest moment. Există în bugetul pentru la ora asta cei 480.000 necesari pentru așa a doua? Eu sper că există și dacă nu sunt, cu siguranță vom avea o rectificare în condițiile în care se vor găsi soluții de plată și pentru cea de-a doua tranșă pentru procurarea aparatului de radiologie, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este dispusă să încheie un act adițional și pentru servicii de radiologie, dacă se va constata că noul aparat va fi pus în funcțiune. Acesta ar urma să asigure servicii de imagistică medicală nu doar pentru bolnavii internați în spitalul de urgență, ci și pentru cei din ambulatoriu, servicii ce vor putea fi decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Neamț. Este însă greu de presupus că în această vară Consiliul Județean va fi întrunit și pentru analiza unui astfel de proiect de hotărâre, în condițiile în care majoritatea PSD-PMP-ALDE nu a reușit să se pună de acord cu cei 14 consilieri ai PNL, care contestă în continuare alegerea conducerii Consiliului Județean. E vară, e perioada concediilor și consilierii județeni vor fi din ce în ce mai greu de convocat pentru dezbaterea unor asemenea proiecte de interes maxim pentru populație.